Activitățile dedicate Zilei Poliției Române continuă. Astfel, până pe data de 26 martie, Muzeul Poliției Române va fi gazda unei expoziții fotodocumentare intitulată Tradiție și educație în Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, în perioada 21-25 martie, vizita la Muzeul Poliției Române va fi gratuită pentru toți cetățenii. La data de 24 martie, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița își deschide porțile pentru elevii interesați să descopere tainele profesiei de polițist. Totodată, oamenii legii vor fi mai aproape de cetățeni în zilele de 23 și 24 martie prin organizarea a 3 standuri în Piața Tricolorului din Târgoviște, unde se vor prezenta informații privind oferta educațională a instituțiilor MEAI, tehnica și dotările serviciului rutier și serviciului pentru acțiuni speciale. Alte două activități dedicate Zilei Poliției Române vor consta în organizarea ceremoniei de avansare în grad a polițiștilor și inaugurarea catargului și ridicarea drapelului la Poliția Orașului Răcari.